Brazilian ca la Ploiești în toată țara nu găsești. Sloganul fanilor Petrolului se potrivește cu jucătorii Cariocas. Portarul Pesania și fundașul Guilherme sunt singurii fotbaliști integraliști din haita lui Contra. Pesa și Gui au jucat în toate cele 17 partide ale turului de campionat. Ei au evoluat 1530 de minute oficiale în tricoul galben-albastru. Astfel că, în cazul lui Guilherme, conducerea clubului ar trebui să facă totul ca brazilianul să-și prelungească șederea la Ploiești. Alți fotbaliști utilizați la maximum de antrenorul Contra sunt mijlocași și Ovidiu Hoban și Filipe Teixeira. Unul dintre puținii români din lot este printre cei pe care Guriță i-a folosit acolo unde a fost nevoie, în apărare sau la mijlocul terenului. Iar portughezul Teixeira, după un început ezitant, a devenit unul dintre cei mai buni jucători. Alături de cei menționați, formația ploieșteană s-a bazat pe un alt grup de jucători cu evoluții constante, cum sunt fundașii Alsenat și Geraldo, dar și mijlocașii de Lucas și Buzjema. Chiar dacă greul în turul campionatului a fost dus de apărare și mijloc, ofensiva este salvată de Hamza Younes, golgheterul lupilor cu 6 goluri.